După expoziția Flori de Toamnă de la finalul anului trecut, biologii grădinii botanice Anastasie Fătu a Universității Alexandru Ioan Cuza au realizat o nouă expoziție de plante exotice prezentate în diferite amenajări inspirate de natură sau de imaginația peisagiștilor instituției. Colegii noștri de la grădina botanică fac o treabă de mare calitate. Expoziția și constituie unul din punctele de atracție ale Iașului. Ne-a obișnuit cu două evenimente majore. Unul în octombrie, când este expoziția de crizanteme, cel la care participăm când asistăm la expoziția de azalee. Azalee, petunii, begonii, camelii, arbori, plante insectivore, cactus. Sunt o parte dintre atracțiile expoziției deschise astăzi la Grădina Botanică Iași, expoziție intitulată Plante Exotice. Până pe data de 10 martie, ieșenii o pot vizita. Azaleele și cameliile provin din zona tropicală și subtropicală a Asiei de Est. Alte puncte de interes le reprezintă colecția de plante insectivore, dar și cea de cactus. Astăzi am venit pentru azalee, camelii, care fac parte din tematica expoziției în sine. Întâmplarea face că am trecut și ieri și am putut vedea sau revedea cactușii și plantele cărmoase. Ce v-a atras atenția în special? Deocamdată perioada din florire spectaculoasă. Veniți des în expozițiile? Da, nu am mai fost. O veți recomanda expoziția prietenilor? Sigur că da. Foarte mult mi-a plăcut. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Plantele carnivore? Aha. Atât cactușii? Aha. Am văzut un cactus foarte mare. Foarte impresionată și să știți că voi reface turul pentru că e într-adevăr o încântare și pentru ochi și pentru suflet. Alți vizitatori spuneau că expoziția trebuie vizitată măcar de două ori. Cu certitudine voi reveni cu fetița mea pentru că sunt lucruri pe care trebuie să îi le împărtășesc și să îi le explic. Expoziția poate fi vizitată până pe data de 10 martie în intervalul orar 9-17. Prețul unui bilet este de 15 lei, iar grupurile, studenții, pensionarii și elevii beneficiază de reduceri.